Alex Nidal câte o victorie pentru FCSB în seara asta. Da, într-adevăr, eu cred că per total cursul jocului merita victoria. Ne-am uitat și acum în vestiar la Leroy, a fost penalti clar, dar asta este, trebuie să ne reîncărcăm bateria pentru că sâmbătă ne așteaptă un derby și trebuie să intrăm pe teren să câștigăm. Alex, a fost o săptămână grea pentru tine? Da, a fost o perioadă un pic mai dificilă, am greșit, îmi cer scuze fanilor, îmi cer scuze tuturor. Nu vreau să pătez aceste culori, pentru că iubesc acest club, iubesc acest suporteri. Am greșit, am plătit pentru greșeala mea, dar așa cum am spus, omul din greșeli învață, așa și eu sunt om. Am făcut o greșeală și am învățat din greșeală. Te-a întărit? Da, bineînțeles. E cel mai mare regret care l-ai? Da. Ai spus că ai învățat din greșeli, ce am mai? Am învățat că nu trebuie să fac așa ceva niciodată, pentru că nu se cade, indiferent dacă câștigam sau nu, nu trebuia să ies. Am acționat pe un fond de, nu știu cum să-i spun, o supărare excesivă, pentru că am avut o perioadă un pic mai grea, dar nu se justifică asta, nu vreau să justific cu nimic, am greșit, îmi asum greșeala, trebuie să merg înainte. Toată lumea este lângă mine și apreciez acest lucru. Sunteți la 12 puncte pe FCSB, se poate recupera această... Da, bineînțeles, avem meciul direct. Trebuie să câștigăm neapărat și apoi totul se va juca în play-off, așa cum am spus. Dar în play-off, bine, după înjumătățire, e distanța mare între voi și FCSB? Nu. Se poate recupera? Se poate, bineînțeles, avem două meciuri cu ei. Două victorii s-a recuperat. Și apoi fiecare echipă va juca meciurile. Vom juca cu cele mai bune echipe între noi, deci totul se va juca până la final. Lupta se dă între voi și FCSB sau poate intra și Craiova sau o altă echipă? Toate echipele care vor intra în play-off sunt echipe bune, echipe care se vor bate la campionat, indiferent de distanța punctelor. Au mai fost ani în care au fost distanța la fel de mare și s-a recuperat în 4 meciuri. Deci totul se va juca până în ultima etapă și... Noi ceea ce trebuie să facem este să ne antrenăm, să dăm 120% la fiecare meci și să câștigăm fiecare meci în parte. Care e play-off-ul ideal pentru tine? Rapidul să câștige campionatul. Și cu celelalte două echipe sunt 4 până acum? Nu știu, nu mă interesează, fiecare echipă să-și vadă de meciurile lor. Eu mă uit doar la Rapid și atât. Pe Cristi l-ați menajat pentru meciul cu... Asta nu știu, vorbiți cu antrenor. Nu sunt antrenor. Deci nu pot eu să răspund. Nu pot eu să răspund la această întrebare. Nu sunt antrenor. Bucurie la final cu suporte, v-ați mers la suporte? Da, ne-au încurajat. Am cântat alături de ei, așa cum facem la fiecare meci. Ne-au încurajat și vom umple Național Arena pentru derby. E mai bine că se joacă pe Național Arena, se poate umple stadion? Sunt sigur de asta, pentru că sunt de părere că avem cei mai mulți suporte din țară și asta am demonstrat-o peste tot unde am fost. Crezi că e un avantaj pentru FCSB, având în vedere că sunt ca și acasă? Au jucat acolo, dar au mai jucat acolo și i-am bătut. Deci, nu știu dacă sunt de acasă. Noi suntem peste tot acasă, deci... Și la Craiova, înainte de meci, au fost suporte care v-au cerut autografe. Da, suntem peste tot acasă. Avem cei mai mulți suporte peste tot în țară și asta cred că am demonstrat. Nu mai este nimic de demonstrat. Thank you.